bună seara. Mulțumesc tare mult, vă spun bun venit. Vă mulțumesc tare mult că v-ați alocat timp în această seară să petrecem o jumătate de oră în care să vorbim despre succesul nostru din acest an. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Georgiana Stroie, sunt de profesie asistent de farmacie, am 30 de ani. Sunt mămica lui Robert, rolul în care m-am regăsit cel mai bine și de aproape 3 ani sunt mămica lui Robert și de aproape 2 ani sunt mămică Forever. Drumul meu în Forever a coincis cu dorința mea de a nu mă întoarce la serviciu, cu dorința de a fi parte din acest tot minunat și a face o diferență, în primul rând, în viața copilului meu, fără să știu încă de la început că pot face o diferență și în viața altor oameni. Drumul meu de la 30 de puncte în ianuarie la 90 de puncte luna trecută și luna aceasta aproape 100 de puncte, cu siguranță vom sări de 100 de puncte, este un drum foarte simplu, este crezul meu, acela că numărul 1 este un număr mult prea mic pentru a crea măreție. Cu siguranță nu aș fi putut realiza aceste lucruri singură dacă nu ar fi fost alături de mine o mulțime de oameni minunați cu care, cărora trebuie să le mulțumesc. M-am gândit foarte tare cum să structurez în această seară webinarul, trainingul din această seară, în așa fel încât să aduc valoare tuturor, fie că este vorba despre o persoană care abia s-a înscris sau este vorba despre o persoană care face de ceva vreme această afacere, în așa fel încât să simtă că a primit ceva din partea mea și am vrut neapărat să vă spun ce a făcut în cazul meu o diferență. De asta am și numit trainingul secretul pe care îl știm cu toții, pentru că da, ne așteptăm să fie un secret și eu de multe ori m-am așteptat să îmi spună altcineva secretul. De fapt, secretul stă în noi și stă în reperele măreției pe care le auzim cu toții, le cunoaștem. Nu cred că există un forever business owner care să nu cunoască aceste repere ale măreției. Recrutare, fidelizare, productivitate și dezvoltare. În primul rând, în partea de recrutare, recrutează mai mulți oameni. Pentru asta va trebui în prima etapă să mărești numărul de abordări și să te obligi să fii la fel de consecvent, chiar dacă ești asistent, supervisor sau manager. Consecvența va aduce și va atrage consistența. Asta a fost și în cazul nostru ceea ce a făcut diferența, acea consecvență din fiecare zi. Fidelizarea. Ai grijă de oamenii care acceptă provocarea de a construi împreună cu tine, ai grijă de visurile lor așa cum ai avea de ale tale și asumă-ți neapărat că un om mulțumit și un om care vede din partea ta că îți pasă, că este important pentru tine, îți va fi un partener de afacere excelent, cu siguranță va simți că este despre el și că tu ești omul care își dorește pentru el să ajungă mai departe. Un alt punct important, productivitatea. Productivitatea înseamnă cantitatea de produse comandată de fiecare om din echipa noastră și câte produse consumăm fiecare dintre noi. Iar la partea de câte produse consumăm fiecare dintre noi, am primit un sfat foarte bun pe care îl aplic cu foarte mare consecvență, acela de a fi noi cei mai buni cumpărători și clienții ai noștri. Dacă noi vom iubi aceste produse și vom arăta celor din jurul nostru, nu va exista om care să nu-și dorească să încerce sau să testeze măcar un produs, văzându-te pe tine sau văzându-ne pe noi ca și produs al produselor. Partea de dezvoltare, creșterea echipei și calificările, cu cât ajutăm mai mulți oameni să se dezvolte, cu atât mai multe beneficii vom simți și noi. Aici este un punct foarte important în partea de dezvoltare, de creșterea echipei și o să vedeți cum am structurat noi partea de dezvoltare. Strategia noastră în dublare, în triplare chiar, pentru că în cazul nostru vorbim de o triplare, așa cum am spus la început, drumul de la 30 de puncte la 90 de puncte și chiar 100 luna aceasta. Ce a făcut pentru noi diferența? În primul rând, focusul pe primele două puncte, recrutare și fidelizare. Eu cred că dacă facem foarte bine aceste două puncte, cu siguranță celelalte două puncte vor veni de la sine și veți vedea imediat cum se întâmplă să vină de la sine celelalte două puncte. În primul rând am structurat un plan către manager în 7 pași, l-am numit în 7 luni, dar nu fiecare lună, nu fiecare om are aceeași viteză. Trebuie să înțelegem că fiecare om are timpul lui și viteza lui și trebuie să avem răbdare cu fiecare dintre ei. În prima lună urmărim să se bifeze calificarea de asistent supervisor.
dor, nu vrem să lăsăm să treacă luna ca această calificare să meargă în cele două luni, ne dorim să se întâmple în prima lună. În luna a doua începem să construim activul, vorbim din nou de o dezvoltare, calificarea de asistent supervisor, prima dezvoltare, activul, cărămida afacerii noastre în Forever, din nou dezvoltare. Tot timpul mergem pe a dubla, în luna a treia 8 puncte, în luna a patra 16 puncte, cu un pic de extra efort, cu un pic de disciplină, cu un pic de dorință. În luna a patra se poate bifa lejer calificarea de supervisor. Luna 5-a 32 de puncte, luna 6-a 50 de puncte, vorbim din nou de dezvoltare, calificarea de asistent manager, luna 7-a 70 de puncte și calificarea de manager. Focusul pe fiecare om din echipă pentru a duplica modelul, pentru a fi sigur că fiecare dintre noi urmărim același traseu și același drum. Pașii pe care noi îi urmărim cu fiecare persoană nouă cu care vorbim, în momentul în care facem recrutarea, există două posibilități, să primim un da sau să primim un nu. Am structurat foarte bine ce se întâmplă după ce primim un da sau ce se întâmplă după ce primim un nu. În cazul în care primim un da, urmează partea cea mai importantă. Și avem aici o ustensilă de nelipsit, de nelocuit, o ustensilă cu o măreție nu am mai văzut, este vorba despre broșura de primii pași. Dacă omul ne spune da, urmează prima comandă, apoi prima planificare unde folosim primii pași spre manager. Genialitatea acestei broșuri îți dă posibilitatea unui start rapid, concret, conectat cu persoanele, cu persoana și cu obiectivele ei. În momentul în care veți face prima întâlnire de business, în momentul în care veți face prima întâlnire de planificare a business-ului unui om nou, o să aveți o direcție, o să aveți trasată o direcție pe care să vă puteți începe construirea unui business de succes. Haideți să vedem care sunt cele mai importante ustensile din primii pași spre manager pentru a avea un plan. Este foarte important să avem un plan și mi-am spus mereu că dacă Romi nu mi-ar fi spus, mentorul meu, Romina Dora, nu mi-ar fi spus că imediat după calificarea de două puncte trebuie să învăț să fac activul pentru a învăța la rândul meu și alți oameni să facă activul și să aduc măreție în afacerea mea, nu aș fi știut ce să fac. M-aș fi mulțumit cu acea calificare de două puncte și aș fi crezut că drumul meu acolo se întrerupe, acolo se termină. În primul rând, în broșura de primii pași, încă de la început avem De ce Forever? Este momentul în care afli de ce-ul persoanei, îi afli obiectivele și îi afli dorințele și visurile. Și aici am observat de foarte multe ori și personal și eu sunt una dintre persoanele care nu mai știau să viseze. Mi-a fost destul de greu să-mi trasez o direcție și să-mi setez niște vise, pentru că suntem obișnuiți să nu mai visăm. Odată ce am parcurs primii pași și am aflat de ce-ul persoanei, îi arătăm ciclul de business, la fel de ce-ul fiind foarte important, de ce s-ar trezi el poate cu o oră mai devreme dimineața sau de ce s-ar pune la somn cu o oră mai târziu doar pentru a-și construi un business, se va trezi pentru că va avea un de ce puternic și va avea o dorință puternică. O altă ustensilă foarte importantă este lista mea de 100 de persoane plus, fără de care, la fel, afacerea mea s-ar fi terminat în ziua în care m-am înscris, pentru că nu aș fi știut cum să procedez mai departe. Am primit suport și am fost învățată să-mi construiesc lista de 100 de persoane. Am crezut că această listă se termină și m-am panicat. Undeva în ianuarie deja se terminase. M-am înscris la sfârșit de noiembrie, la sfârșit de noiembrie 2015. Și la început de ianuarie 2016 deja lista mea de 100 de persoane de piață caldă se terminase și credeam că acolo mi s-a terminat și afacerea. Am fost învățată să urmăresc și să găsesc oameni în jurul meu și să înțeleg că suntem înconjurați de oameni și că este o alegere a noastră, dacă dincolo se află o persoană pe care noi o considerăm un străin sau este un prieten pe care noi încă nu-l cunoaștem, este o alegere a noastră și avem prieteni pe care încă nu-i cunoaștem peste tot. O altă ustensilă foarte importantă în momentul în care începem afacerea, în momentul în care facem cunoștință cu oportunitatea, este acea pagină în care avem două coloane despre produse, tu l-ai folosit, cine crezi că l-ar mai folosi.
La fel, mie mi-a fost de foarte mare ajutor, pentru că m-am gândit cine ar mai folosi acest produs. Eu fiecare produs pe care l-am folosit, l-am pus în coloană, am scris beneficiile lui și m-am gândit cine cred că l-ar mai folosi, lucru care m-a ajutat. M-a ajutat în partea de început în a face acei consumatori de care cu toții avem nevoie și care poate la început ne sperie. Nu este deloc greu, este foarte ușor să facem acest lucru și este un exercițiu foarte bun. Dacă am trecut prin De Ce Forever, am văzut cum se construiește echipa, am început să scriem lista de 100 de persoane și am scris despre produse, putem spune că avem deja un plan. Un plan pentru a putea începe, pentru a putea începe afacerea noastră forever. Dacă ai parcurs deja primii pași de manager și ai deja un plan pentru primul tău nivel, pentru a bifa rapid cele două puncte. Dacă persoana ne spune nu, felicitări, ai un potențial consumator, prezintă-i produsele și creșteți productivitatea. De asta vă spuneam încă de la început că eu cred cu tărie că dacă facem foarte bine primele două puncte, cu siguranță celelalte puncte vor fi atinse foarte ușor. Planul pentru persoanele care ne devin parteneri de business. Avem și aici o strategie, avem o strategie pe care o urmărim. Urmărim strategia de dublare. Ai răbdare cu cei care au un ritm mai lent. Fiecare dintre noi avem propriul nostru ritm și nu toată lumea galopează, ca să zic așa. Sunt persoane care vor merge mai încet și sunt persoane care vor merge rapid către obiectivul lor, către visele lor. În prima lună învățăm produsele, cunoaștem produsele, începem să împărtășim beneficiile, le facem cunoștință cu platforma noastră de online training Forever România. Ideală pentru cei care vor dori să-și dezvolte afacerea online în proporție de 90% ca și mine. Personal, în calitate de mămică, m-am alăturat în acest business din dorința de a putea fi lângă copilul meu în fiecare zi a vieții lui și a putea petrece timp cu el. Asta însemna pentru mine să fiu cu el în fiecare zi și nu aș fi putut face acea activitate offline foarte consecvent. În schimb, binecuvântarea pe care am simțit-o în mediul online, în a ajunge și aduce business-ul în țări în care, sau în orașe în care nici măcar nu mersesem înainte, primul meu partener de business în Sibiu, apoi în Belgia, în Anglia, în Italia, în Spania, locuri în care eu personal încă nu am mers, oameni de peste tot din țară, la care nu aș fi putut ajunge fără această binecuvântare de a lucra în mediul online. Bineînțeles, nu excludem activitatea offline, facem evenimente, participăm la târguri, abordăm acel stil de întâlnire 1-1 față în față, dar și întâlnirea de 1-1 pe care noi o avem în Forever România, în foreverliving.com, avem acolo site-urile și o putem folosi inclusiv pentru întâlnirile online. Avem nevoie doar de o adresă de Skype sau doar de un Zoom, de o platformă unde ne putem conecta cu omul și unde ne putem cunoaște și putem face o prezentare de 1-1 cu succes. Ne bucurăm, așa cum am spus, de beneficiile mediului online și ajungem la cât mai multe persoane din confortul casei noastre. În săptămâna 1 din online training, persoana nouă va învăța să se pregătească. Poate nu știm sau nu realizăm că avem cu adevărat în mână o afacere, o afacere pentru care trebuie să ne pregătim, o afacere pentru care trebuie să învățăm, pentru că trebuie să învățăm lucruri noi, trebuie să învățăm o profesie nouă și asta facem, ajutăm persoana nouă să se pregătească, să treacă prin materialele de training. Va învăța despre industria de network marketing, despre care eu personal nici măcar nu știam că există și în care am găsit foarte multă măreție. Un mediu de creștere, un mediu în care oamenii efectiv se sprijină și care construiesc cărămidă pe cărămidă ajutându-se într-o continuitate și o comuniune așa cum nu am găsit în niciun alt loc în care am lucrat. Va învăța să-și construiască povestea despre afacere și despre produse și aici, ca și sfat, oferiți-i suportul vostru, oferiți-i suportul vostru pentru a face povestea să fie puternică, să fie de impact. Va învăța să-și facă panoul de visuri pentru a fi conectat în permanență cu țelurile ei, așa cum v-am spus la început, nici măcar nu mai știam să visez. Mulțumită mentorului meu, am învățat să visez și să visez măreț chiar.
va învăța să contacteze oameni și să vorbească cu ei, fi alături de ei la primele discuții, va avea mare ajutor, mare nevoie de ajutorul tău și dacă tu îl vei oferi cu siguranță, el va face o diferență. Va învăța cum să trateze corect obiecțiile, din nou fi alături de el și arate cum ai tratat și tu corect obiecțiile și cum putem transforma un nu într-un da. Arată cum să facă o prezentare de 1 la 1 de succes. Ca mentor recomandă a face primele 2-3 prezentări noi pentru a-i arăta cum și a-l ajuta să se simtă confortabil cu această ustensilă extraordinară a business-ului Forever. Ce înseamnă follow-up și cum se face? Adevărata avere stă în follow-up. Sincer, este un alt lucru care nouă ne-a adus foarte multe rezultate, follow-up-ul. Faptul că de fiecare dată când am cunoscut o persoană nouă și am spus despre afacerea Forever, chiar dacă am primit un nu ferm, am mers mai departe în a construi relația și a ne împrieteni cu omul respectiv, pentru că dincolo de ecran, așa cum v-am spus, sunt convinsă că se află prieteni pe care încă nu-i cunoaștem. Iar dacă noi vedem potențial într-o persoană și noi credem că putem lucra într-un mod demn și într-un mod frumos alături de acea persoană, este foarte important să-i arătăm și lui despre ce este vorba și să nu luăm personal acele nu-uri, pentru că este clar, persoana nu ne spune nouă nu, spune faptului că poate nu cunoaște suficiente date despre măreția oportunității pe care noi o oferim sau poate nu ne cunoaște pe noi suficient de bine încât să aibă încredere să pornească pe un drum nou alături de noi. În concluzie, în prima lună urmărim bifarea primei calificări, se începe dezvoltarea și instruirea prospectului pentru a fi pregătit pentru pasul 2. Instruirea partenerului de business mai mult decât a prospectului. Pasul 2 este reprezentat de cea mai importantă ustensilă a noastră, și anume de activ. Merg foarte mult pe a duplica modelul de un punct personal și 3 puncte de la noi consumatori, noi parteneri de business. Asta ne va asigura creștere, pentru că în lunile următoare vor crește și ei și de aici va apărea dezvoltarea și măreția. Urmărim și discutăm următoarele săptămâni de training online. Avem grijă să fim alături de persoana nouă care va învăța cum să caute prospecții. Aici recomand foarte tare găsirea acelei nișe, segment, căruia persoana vrea să-i se adreseze. O învățăm să definească tipul omului cu care dorește să lucreze și aici am învățat un lucru care m-a durut, dar m-a ajutat enorm, să nu caut calități pe care eu nu le am sau să nu caut sau să nu am așteptări de la oameni dacă eu nu fac acele lucruri. Am învățat să fiu un exemplu pentru echipa mea și să fac eu prima și să le arăt și lor că fac acele lucruri pentru a duplica modelul. Va învăța cum să folosească social media cu succes și cum să înceapă construirea afacerii prin recrutare, dar și cum să formuleze o invitație sau să țină o prezentare. În același timp, o urmărire riguroasă a activității zilnice, o pregătire intensă, vor face din fiecare partener al tău un profesionist, pentru că da, ne dorim să fim profesioniști și cu siguranță putem fi profesioniști doar dacă ne pregătim, doar dacă învățăm înainte. În partea de produse avem atât de multe traininguri din partea doamnei dr. Polina Bălan, căreia îi mulțumesc pe această cale. Și putem învăța foarte multe lucruri doar participând la fiecare webinar de luni. Iar pe partea de afacere sunt la fel. Avem toate ustensilele să reușim. Avem primit pas de manager, avem trainingurile online din platformă. Chiar putem face orice lucru doar să ne pregătim. Felicitări! Fiecare om care a învățat să facă activul va ști să învețe și pe alții să facă activul și businessul Forever este construit pe o cărămidă a succesului. Acea cărămidă a succesului este reprezentată de activ. Am bifat prima dată activul în martie, la câteva luni, a patra lună din momentul în care m-am înscris în afacere, dar din acel moment am știut să-l fac și să-l duplic în echipa mea și urmărim acest lucru, să creăm măreție prin duplicarea activului. Activul este cărămida cea mai de preț. Dacă știm să facem activul, știm să facem Forever bine, profesionist. În concluzie, dublarea, triplarea, multiplicarea afacerii tale vin din acțiuni simple, repetate în fiecare zi și din disciplina cu care înveți și pe ceilalți să facă același lucru. Iar rezultatele Forever sunt direct proporționale cu munca, dedicarea, seriozitatea cu care alegem să facem acest business.
un business adevărat, un business ca acela la care poate avem un birou și mergem la un birou, așa trebuie să tratăm și acest business forever, să lucrăm în fiecare zi pentru el, să lucrăm în fiecare zi pentru visele noastre, chiar dacă poate printre noi sunt persoane care au activitatea ca și part-time. Am învățat că pentru a avea succes full-time trebuie să înveți să ai succes part-time. Și eu, în calitate de mămică, la început nu am făcut această activitate ca pe o activitate full-time, dar am făcut-o în fiecare zi, în fiecare zi a vieții mele și cu dorință, cu dorința de a reuși. Un foarte mare lucru important este să fim dispuși să învățăm, să fim mereu acei învățăcei, indiferent că suntem înscriși de o lună sau de 2 ani sau poate chiar de mai mulți ani, să fim dispuși să învățăm, să acceptăm provocarea că cineva ne poate oferi o oportunitate extraordinară și chiar dacă nu știm să o facem, să fim dispuși să învățăm. Vreau să le mulțumesc mentorilor mei pentru că mi-au fost alături în fiecare pas și mi-au arătat ce urmează și asta facem și noi pentru echipele noastre și cred că este foarte important. Mă gândeam la o analogie pe care să vă transmit. Fiți voi pentru echipele voastre GPS-ul. Ei nu vor ști unde să meargă dacă voi nu le veți arăta drumul. Ei nu vor ști ce urmează după fiecare calificare dacă voi nu le veți arăta următorul pas. Ajutați-i să-și găsească de ce-ul, ajutați-i să-l facă puternic, ajutați-i și le fiți alături în fiecare pas și fiți prieteni ai lor, pentru că dacă le veți fi prieteni, cu siguranță ei vor avea deschiderea să vină către voi și atunci când le este greu și să împărtășească cu voi, așa cum au făcut mentorii mei cu mine și le mulțumesc. Mulțumesc familiei Marcus, mulțumesc Rominei Doran. Mulțumesc echipei mele pentru că duplică modelul, pentru că își urmăresc fiecare dintre ele visele lor și dincolo de visele lor măreția visului nostru comun, acela de a ajuta 1000 de mămici în acest an pentru a nu se întoarce la serviciu. Și dacă la început am fost doar câteva persoane care au crezut cu tărie în această măreție, în acest proiect, acum suntem deja mult mai mult și sunt convinsă că va fi din ce în ce mai frumos. Și vreau să ne mulțumesc directorilor executivi Forever România și pentru încrederea de a fi eu în seara asta cu voi și a vă împărtăși ceea ce la mine a însemnat triplare și chiar mai mult. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc că v-ați alocat timp și ați fost în această seară cu noi și dacă sunt întrebări, vă răspund cu drag în limita timpului. Avem 8 minute, mai avem 8 minute. Dacă sunt întrebări, cu mare drag vă răspund. Sesiunile de training de o săptămână se fac exact într-o săptămână. George, sunt alea de la început, e săptămâna 1 de training, aia se urmărește într-o ședință. În prima ta ședință în care, după ce ai făcut primii pași, Nu grăbim, încercăm să ținem ritmul în funcție de persoană. Eu recomand să discuți foarte mult cu persoana, să vezi cât este ea dispusă să investească în business-ul ei, dar sesiunea 1 are undeva la mai puțin de o oră, adică se poate urmări cu ușurință în prima sesiune. Apoi, în funcție de ritmul ei, urmăriți toate săptămânile. Eu recomand în funcție de ritmul persoanei. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc din suflet, vă doresc o seară minunată și mulțumesc pentru toată încrederea acordată. Mulțumesc! Da, sigur că da, mai bine mai târziu decât niciodată. Mulțumim tare mult! Vă mulțumesc și eu și succes tuturor! Sunt convinsă că dublarea este posibilă pentru fiecare dintre noi. O seară minunată!